Bună ziua! Cum știți, nu suntem în posesia datelor finale, dar putem duce atitudine în acest moment să discutăm despre bilanțul acestor alegeri la nivelul conducerii județelor și la nivelul municipiilor și ședințe de județ. Există încă județe în care situația numărătoare, de fapt rezultatul final, nu sunt decise. Cluj și Neamț. Abstracție făcând de aceste două județe, unde vom vedea până la urmă care este rezultatul final. Practic, Uniunea Social Liberală a câștigat toate județele, mai puțin două, pe care, după toate numărătorile, le-a câștigat Partidul Democrat, nume PDL, Alba și Arad. Și, de asemenea, cele două județe cu populație majoritară maghiară pe care le-a câștigat UDMR-ul. Asta înseamnă că, practic, sunt 35 de județe certe, conduse de Uniunea Social Liberală, de reprezentanția Uniunii Social Liberale, 35 de județe certe din 41 și încă două în care sperăm, cel puțin unul la Cluj, să ne revină de asemenea președinția Consiliului Județean. De asemenea, pe estimările și pe numărătorile paralele până în acest moment, închise la primării, sunt 27 primării în reședință de județ. Sunt 27 care aparțin Uniunii Sociale Liberale și 10 PDL-uri, 1 UNPR-ului, înțeleg? Acesta a fost situația la nivelul reședinței. Sigur, situația pe primar și pe votul politic în sensul interpretării votului de la Consiliul Județene și Consiliul General. Evaluarea asta necesită să avem toate datele ca să putem după aceea discuta procentual. E clar însă că suntem în fața unei victorii categorice a Uniunii Sociale Liberale. Așa cum spuneam și aseară, rezultatele confirmă faptul că această construcție politică a fost, este acceptată și susținută de o majoritate clară a electoratului din România și sigur că în această situație nouă ne rămâne să continuăm, să ne pregătim prăvând și prin aceste alegeri învățământele care sunt de tras pentru următorul pas foarte important, decisiv al alegerilor parlamentare. Asta, dacă mai sunt câteva întrebări pe subiectul ăsta, să spuneți, colegii mei se pot referi la subiecte care țin de agenda zilelor următoare. Aș vrea să adaug și eu că ieri a fost o zi, într-adevăr, fără precedent în politica din ultimii 22 de ani. În primul rând, votul politic a arătat și a legitimat Guvernul Uniunii Sociale Liberale, guvern venit în urma unor schimbări din Parlament, dar ieri a fost un vot popular și votul popular covârșitor, evident, în favoarea unei guverne USL. Ieri, de asemenea, s-a dovedit faptul că niciunul din cele trei partide, PSD, PNL și PC, n-au obținut niciodată un scor mai bun decât l-am obținut acum împreună. PSD-ul a luat cele mai multe consilii județene și primării din istoria sa, PNL-ul cele mai multe din istoria sa, PC-ul câștigă președinte de Consiliu Județean la Maramureș, primar municipiu, reședință de județ la Deva și sectorul 4. Deci, e prima dată când o alianță a dat ce aduce mai mult fiecare dintre partidele componente decât dacă ar fi mers separat. S-a dovedit încă o dată că ideea noastră, curajul și, mă rog, până la urmă, riscul pe care l-am asumat o străi, a fost corect. În al treilea rând, am mai dovedit un lucru pe care sunt foarte mândru. Am dovedit că, în România, instituțiile statului pot organiza alegeri fără să țină partea cuiva. De obicei, normal, acelui aflat la guvernare. Ieri au fost multe incidente raportate pentru că poliția, jandarmeria, prefecturile nu s-au mai întors cu spatele, cum se întâmpla în anii trecuți. Și realmente s-au dus imediat, au intervenit, i-au sancționat pe toți cei care încălcau legea, indiferent de partidul din care se aflau. Da.
Pentru prima dată s-au fost arestați oameni care încercau să cumpere voturi. Pentru prima dată au fost luate măsuri dure împotriva oricărui partid care a încercat într-un fel sau altul să denatureze rezultatul votului. E un test extraordinar de important pe care guvernul, proaspătul guvernul SNL, l-a trecut cu brio și am vrut să mulțumesc și mulțumesc tuturor celor din instituțiile statului, polițiști, jandarmi, prefecți, prefecți, care s-au implicat ieri în organizarea alegerilor și au dovedit că putem organiza alegeri corecte în România. În rest, pentru guvernul PSD, este momentul în care închidem pagina alegerilor locale și ne concentrăm pe ceea ce ne așteaptă în zilele următoare. Începe examenul de bacalaureat și Ministrul Interimar al Educației, alături de toți ceilalți factori implicați, are obligația să organizeze cât mai bine acest examen. Avem de luat măsurile economice absolut necesare pentru ca România să rămână stabilă și predictibilă în perioada imediat următoare. Bătălia noastră uriașă va fi o bătălie pe teme economice. Și de asemenea avem o bătălie importantă de reprezentare a României la nivelul Uniunii Europene, deoarece, așa cum știți, în Consiliul European și din 28 iunie și în perioada imediat următoare, România va avea 5 teme importante pe agenda europeană. În primul rând, aderarea la spațiul Schengen și săptămâna trecută eram în campanie electorală, n-a fost timp să vă informez, la Consiliul Ministrilor de Interne, toate semnalele pe care le-am primit. Pot să vă rog să termin eu Consiliul și după aceea să vorbiți, vă mulțumesc. Toate semnalele pe care le-am primit sunt bucurătoare. De asemenea, avem problema și trebuie și o vom rezolva cu bine a prezentării raportului privind mecanismul de cooperare și verificare justiție pe ultimii 5 ani. Problema absorbției fondurilor europene, acolo unde am luat și luăm măsuri pentru a opri orice fel de sancțiune din partea Comisiei Europene asupra României. Situația extrem de importantă dezbătută la București de primii miniștri din 16, din 9 singuri au fost prezenți, dar și din alte țări ale Uniunii Europene, privind bugetul Uniunii Europene, inclusiv alocarea resurselor către România în perioada 2014-2020 și problema unui, la nivel european, cu adoptării unui pact de creștere economică și creare de locuri de muncă, care să însoțească tratatul de guvernanță fiscală. Aceste 5 obiective fundamentale sunt prioritatea absolută pe plan european al guvernului USR. Mâine mă voi adresa Parlamentului o declarație politică în care voi cere practic un mandat de principiu de reprezentare a României pe aceste 5 teme guvernamentale și teme care privesc categoric domenii esențiale pentru România. În rest, nu pot decât să le mulțumesc tuturor colegilor mei din Uniunea Social-Liberală. Practic, ieri USR-ul și-a primit botezul, să spun așa, din punct de vedere electoral și se dovedește cel mai puternic proiect politic din ultimii 20 de ani. Avem rezultate pe care nici măcar noi nu le speram. Am scos PDL-ul din București, a zburat fructul de la Suceava. În lacrimile doamnei Anastase am câștigat Ploieștiul. Nu le mai interzis la Dâmbovița, putem să mergem. La Dâmbovița, după cum vedeți, populația județului ne primește cu drag. Și inclusiv victorii istorice. Adiță, sau cum îl chema pe Videanu? A pierdut Videle. Orașul său, drag. Iar pentru domnul Iliescu am câștigat o tință. Foarte. Poftim? Care rană? N-a zis Videanu că să câștige tot? L-am căutat pe la sectorul 3 și nu l-am găsit. Nu. Dincolo de această bucurie justificată a tuturor colegilor noștri, vorbim
de personaje politice odioase. Flutur, Florin Popescu, Anastase, au plătit cu toții și e un semn pentru USL că dacă vom face ca ei, vom face ca ei. Și obligatoriu trebuie să învățăm această lecție. Mulțumesc! Domnul președinte, scuze, dar nicio problemă. Ce erau atâtea subiecte. Da, ce trebuia spus, cred că au spus colegii mei, ce era mai interesant. Eu doar vreau să-i fericit pe cei care au completat ieri un mandat, trebuie să înțeleagă că lângă mandat au completat o mare responsabilitate pe care au față de electorat. Trebuie să demonstreze că știm să guvernăm altfel decât am făcut guvernare și sării noștri. Iar al doilea rând pe care l-am să îndreaptă, așa cum a spus și domnul prim-ministru, către echipele noastre de campanie, care și astăzi sunt pe baricade, au grijă ca voturile să nu fie schimbate pe ultimii 100 de metri, și către cei care au muncit în această campanie, începând la cei care au pus pe stradă și au lipit afișe, până la cei care au centralizat azi noapte, până la 6 dimineața, voturile la sediile noastre de campanie. Ce părere aveți de declarație, domnia sa nu cred că o să încărească pe mai rău. Pentru că își va pierde, sigur, și termina mandatul de președinte. Faptul că președintele țării și el s-a implicat, de fapt, și știți foarte bine, în campania electorală, denotă că unele proaste obiceiuri sunt greu de despățat. Dar ne ocupăm împreună de lucrul ăsta. Oricum, președintele jucătorul mai există. Ieri nu știu de ce a ieșit la încălzire, că nu i-a folos la nimeni. Domnul Băsescu, nu a finalizat mandatul sau? Nu, am zis că și-a încheiat mandatul. Domnia sa trebuie, nu are voie să mai candideze, nu? De ce a pus mandatul acuma? Nu știu asta. Am spus doar că pentru domnia sa mai bine nu va fi. Domnule Parlament, veți cere acel mandat în calitate mâine în Parlament doresc să continuăm procesul început de Uniunea Social Liberală de revenire la o desfășurare constituțională și normală a raporturilor între instituțiile statului. Faptul că în ultimii 3 ani nici Guvernul, nici Parlamentul nu au avut absolut niciun cuvânt de spus într-o zonă esențială pentru România, cum este zona afacerilor europene. Practic, o Uniunea Europeană ține de politica internă, de, deja, cele mai multe dintre state. Faptul că de 3 ani Parlamentul n-a fost niciodată nici măcar informat cu ce se discută la nivel european. Faptul că Guvernul nu era niciodată implicat în niciun fel, era o anomalie și o malformație constituțională, democratică și europeană. Noi ne-am propus nu doar să înlăturăm PDL-ul, iată am reușit de la Guvern, iată am reușit din structurile locale, povestea cu PDL, Partidul Aleșilor Locali, cred că vă dați seama că s-a încheiat aseară la ora 21. Gata, e o poveste. Dar noi ne dorim împreună să readucem instituțiile la funcționarea lor normală. Nu poți să ne implici Parlamentul României în decizii atât importante și le-am reiterat și o să le prezint și mâine. Schengen, MCV, fonduri europene, bugetul 2014-2020. Era o malformație constituțională faptul că o singură instituție, instituția președinției, se ocupa de toate lucrurile acestea. Noi revenim la normal și participă toate instituțiile constituționale. Faptul că ce un vot pe eu nu vă pot răspunde la aceste întrebări. Sunt decizii pe care le-a Parlamentul. Guvernul, am spus-o și o spun de fiecare dată, nu mai este șeful Parlamentului, cum a fost în ultimii ani. Guvernul se supune Parlamentului. Referitor la rezultatul votului, este prima dată când o alianță din care face parte PSD câștigă Bucureștiul. Cum interpretați noastră acest rezultat obținut? Care este explicația? Joi dimineața o să avem comitetul executiv al PSD-ului și o să vorbesc mai mult despre PSD. Sunt absolut convins că toate aceste victorii pe care le-am prezentat împreună sunt meritul USL-ului. Și
Și m-a întrebat cineva dacă calculăm cât a luat PSD-ul, cât a luat PNL-ul și cât a luat PCO-ul. Sigur că o să calculăm, dar nu are nicio relevanță politică, deoarece la parlamentare mergem tot împreună, USL, deci nu o să avem candidați ca să știm unde o să mergem tot împreună. La prezidențiale mergem tot împreună cu candidatul Cristian Antonescu. Așa încât, din punct de vedere politic, dacă vreți, e doar o chestie internă între noi, dar atât timp cât avem candidați comuni și la parlamentare și la prezidențiale, practic rezultatul de el este rezultatul USL. Astăzi să ne facem datoria și să le mulțumim, în primul rând, milioanelor de români care au venit la vot, în al doilea rând, milioanelor de români care au votat USL și, sigur, miilor și zecilor de mii de colegi noștri din USL, care au luptat în unele zone la baionetă. Și când mă gândesc ce s-a întâmplat la Ploiești, de exemplu, la Dâmbovița, în alte zone, nu exagerez când folosesc acest. La primăria Clujului există încă niște probleme care trebuie rezolvate. Există niște contestații. Există niște rezultate care nu se potrivesc cu ce s-a plecat din secție și cu ce s-a ajuns la biroul electoral municipal. Există o renumărare. Și dacă toate aceste lucruri se vor petrece în mod legal, vom vedea cine a câștigat primăria Clujului. Sigur, se poate să câștige domnul Boc, se poate să câștige la fel de bine domnul Nicoară. Dar asta voiam să lămurim. Clujul, municipiu, nu e în acest moment deloc clar ce primar. Iar eu vreau să lămuresc. Iar eu vreau să lămuresc că Guvernul României nu este dușman cu niciun oraș din această țară. Fiecare oraș a ales primarul pe care l-a dorit. Respect votul tuturor celor care au votat candidații USL, dar și al celor care nu au votat candidații USL. Așa încât ședință de guvern și la Cluj, și la Iași, și la Timișoara, și la Craiova, la Mircureciu. Și la Mircureciu. Da. Este o idee bună pe care o vom pune în practică, în mod sigur. Încă o dată, campania s-a încheiat. Deci nu există guvern doar al USL-ului. Asta a făcut PDL-ul până acum. A fost doar guvernul PDL-ului. Și uitați-vă în ce hal au pierdut. Eu nu vreau să fac aceeași greșeală. Evident că vom merge în, și vom ajuta toate orașele țării, indiferent dacă au votat un candidat USL sau un candidat de la partid.